FC Dinamo București, echipa care are mare, mare nevoie de o reconstrucție, de un road to glory. Într-adevăr, marea de transfer s-a făcut, am venit aici ca și manager la echipă și desigur, acum să vedem dacă reușesc eu să reconstruiesc această echipă, care săracă echipă se chinuie deja de ceva timp. Într-adevăr, îmi cer scuze că am râs, este o situație foarte tragică ce s-a întâmplat aici la Dinamo. Acea speranță incredibilă, inimaginabilă când au venit spaniolii care de fapt, ia uite, ne-au dat o mare țeapă și ne-au lăsat, hai mai bine să nu spunem cum ne-au lăsat, decât în paragină, așa frumos și elegant, într-adevăr. Și am zis, bă, chiar vreau un road to glory, chiar nu mai vreau așa cu Anglia în momentul de față. Hai mă să fac cu o echipă din Liga 1 a României, că n-am mai făcut de mult un career mode cu Liga 1 a României. M-am uitat, într-adevăr, eu sunt și un fan CFR, mă gândeam la CFR, că și acolo sunt probleme de când l-au dat afară idioții ăștia pe Șumudică și l-au dus pe inimaginabilul Dan Petrescu somnorilă. De când a venit el nici mai la meciul numai 1-0-0-0, n-are rost. Dar fie, lăsând toate la o parte cu FCSB, cu noua promovată rapid, într-adevăr, chiar este mult material de pus aici la punct pe Liga 1 României în acest sezon de FIFA, doar timp să fie. Am ales Dinamo, pentru că Dinamo este cu adevărat o provocare, să spun așa, de a o aduce pe culmele gloriei unde și merită să fie. Este o echipă frumoasă, este o echipă cu istorie și, desigur, în momentul de față, dacă ne uităm în clasament, cel puțin în momentul filmării acestui video, FC Dinamo se află pe poziția 15, deci practic la retrogradare, ultima poziție fiind 16 ocupată de Academia Clinceni, după care este Dinamo cu 7 puncte, doar 2 victorii, un egal și 9 înfrângeri în acest sezon. Să sperăm că în realitate cu aducerea lui Mr. Rednic se va schimba, doar că desigur domnul Rednic în ultima perioadă, dacă ne uităm ce a făcut la ea și la alte echipe, să spunem că da, dar totuși nu îndoim capacitățile sale de transferuri și totodată de a găsi jucători foarte buni. Știm bine că omul ăsta ar trebui să fie mai degrabă scouter decât antrenor, în opinia mea personală. Știe să găsească jucători fenomenali și mulți și free agent. Am înțeles că s-ar gândi să-l readucă pe inegalabilul Harlem Nyoere la Dinamo, ceea ce ar fi foarte, foarte interesant. Bun, prima ofertă care o primim aici este, desigur, pe acest jucător, Andre Pinto. Desigur, vom încerca să obținem cât mai mult, 31 de ani, totuși m-aș gândi să-l vând, dar văd că nu reușim, poate expiră contractul. Asta este, acceptăm, fiecare bănuț ajută în momentul de față clubul și ajută, desigur, și la reconstrucția mea pentru acest club. Desigur, dacă vă gândiți, oare cât este bugetul în momentul de față la Dinamo? Este un buget absolut, hai să spunem, baban. De 600.000 de euro, într-adevăr era un picuț mai mult, dar a trebuit și eu să mai rezolv câteva contracte. Am zis că cel mai rău este să-ți expiră contractul la jucător și să-l pierzi pe gratis, așa că am dat câteva contracte și am și reușit cu anumiți jucători să le ofer niște contracte geniale, adică să reduc mult din salariul respectivilor. Bun, Iliev va rămâne cu noi, cred că el o să fie portarul nostru, Eșanu iarăși o să fie portarul de rezervă, Fara l-am pus transfer listed, să vedem ce se lipește de el sau mai degrabă să-l dau loan. Haide că încercăm un loan prima oară, hai să încercăm un loan. Steleanu Filip 100% rămâne titular, Radu clar rămâne ca și rezervă, Amzar l-am pus loan listed, Ehman mi se pare genial, un jucător de mare potențial, deci clar o să încerc să joc, totodată cu Grigore, avem aici 2 CB foarte mișto, tineri ar trebui să evolueze, acest Jaffer, zi și girafă de prietenii săi, este loan listed, Popa, nu știu exact, poate îl păstrăm ca și o rezervă, Dudea l-am pus transferist și expiră contractul și 60 și 24 de ani, n-are rost, Pinto, cum vedeți, a fost abordat de acea echipă, este un jucător bun, 67 overall, la ce drept l-am putea păstra un sezon, două, dar mai degrabă să luăm bănuții. Acum este sigur să vezi cu PRB, care am și vrut să intru aici în development plan, să văd dacă pot să-i schimbă poziția. RB parcă îmi pare că îl irosesc în momentul de față, dar are nici așa multe stats-uri pe defending, dar nici pe atac să-l fac RB, unde l-avem și pe Torje, care
În momentul meu, când am văzut că Torje este râvă, am stat, m-am gândit și sincer vă zic, poate greșesc, dar trebuie să cunosc că oamenii greșesc, dar eu știam pe Torje ca lăvă. Dar, mă rog, dacă el este cânmă, sigur. Și apoi m-am gândit, bă, Sorescu, tu ai fi super bun ca și cânmă, adică nu prea avem jucători pe cânmă sau ca și cam, mai ales cu acel pace, cu un pic de shooting, cu una, țaca, paca, țaca, paca. Da, cred că cânmă, ia, vezi că nici m-am gândit la asta. Sau striker, atacant, bro, cu 90 pace, știi cum zic? Ia uite, mă, că îi trebuie doar 4 săptămâni. Păi, Sorescu, ăsta e un fel de Jolly Joker, mă, bă, ca și Lorente. Am să nu facem exagerări, dar, bă, mai porce poziții bune, bun ăsta. Gata, striker, avem atacant. Dic ce tare, Sorescu. Sorescu, striker. E o nebunie, știu. Bun, Nică este transferist, deci clar, să ne trebuiască jucători pe RB, din câte se și bine vede. Răuță, sper să câștig niște bani pe el, nu? E și expiră contractul, nici mi se pare wow, e și foarte lent, are parcă cât, nu scrie aici așa pace, da, 5-6 pace, practic 5-9 accelerație, slab, într-adevăr e CDM, na, ce să-i și zici. Bun, Matei, super mișto, îl păstrăm, Borcea mă gândeam la un loan, dar poate îl păstrăm, că dracu știi ce e cu echipa noastră, și apoi am fost surprins, da, credeți-mă, surprins, că l-am văzut pe acest jucător, nu este loan, nu este nimic. Laszlo Kleinheisler. Prima oară când zici numele Kleinheisler, cred că și cei de la Dinamo au zis, băi, ești nebun, un neamț, da mă, neamț, acolo, în linia de mijloc, axul central, nemțesc, știi cum zic? Dar nu s-a uitat că îl cheamă și Laszlo. Și după care a venit și a văzut că e ungur. Și au zis, ok. Dar bă, serios, n-am auzit de jucătorul ăsta, să-mi fie mie rușine, poate nu m-am uitat la destul, la Liga 1 României sau respectiv la meciurile de celor de la Dinamo, de uitați-vă, bă, ce card fain are, mă! 82, stamina, accelerație de 81, agility, balance, reactions, aggression, curve, dribbling, shot power, short pass, bă, ești bolund? 73 overall, bro! De asta trebuie să ținem ca de o comoră națională. Deci asta e omul care, cum să zic, asta cred că ar trebui să-i dau banderul ăla de capitan, că o merită. Doamne! Bun, Necuțescu, într-adevăr, e încă tânăr, putem să le evoluăm, sper eu că e super bun acolo. Asta, desigur, l-am pus loan. Torje va rămâne cu noi. Da, aia, vedeți că acolo este și Lv, acum văd. Vezi că am zis eu ce am zis. Dar totuși, cum este? Este right foot, vezi? Vezi? Deci este dreptaci. De pe LV intri în atac și dai cu dreptul, știi, nu cu stângul. Da, vedem. Mai lăsăm în momentul de față ca RV, că nu prea avem RV. Bine, ar fi Ahmed Bani, ar fi și Crețu, dar ăștia sunt destul de slăbani. Rămâne de văzut. Bani vreau să le vulez. Crețu, Crețu, poate îl fac pe Crețu, râb, cum stai acolo la stats-urile alea, da, oricum n-ai shooting, n-ai nimic, da, ok, hai că îl facem pe Crețu ăsta, râb, atunci, dacă ne lasă jocul, 16 săptămâni, auci, dar da, asta este Crețu, râb, ok, Mihaiu, clar, rămâne acolo, Ivanovski, transferistit, că mi-a dat descolt niște bani pe el, și acum să fie Sorescu ST de rezervă să fie Moldovanu, Măgureanu, sper să îi prindă bine un loan, și ăsta iarăși este transferistit, țâră. Bun, într-adevăr am să încerc să fac un career mode cât se poate de, aș vrea să zic, realist, deci prin urmare ne vom gândi tot timpul ce ar transfera Dinamo, ar veni la Dinamo, deci nu că trec un sezon, două, adunăm niște bani și după care îl prim pe free list, pe liber de contract, pe Xulescu, am nu zic, poate unul, doi acolo, așa o nebunie, vom încerca totuși să ne gândim și logic, să încercăm să facem un career mode ca și cum pe bune eu aș fi acum la Dinamo, bugetul ăla, vai și amar de bugetul ăla, și să încercăm, desigur, să facem treabă. Ok, vine oferta, mă, pe Crețu, pe care eu nu l-am pus, n-am spus, încerc, desigur, să-l fac RB în momentul de față, dar, hei, dacă primești niște bănuți și chiar pot să-mi cumpăr un RB pur sânge, să-i zic așa, da, hai să vedem, 650.000 de euro, 500, ok, 550, hai să vedem, cred că obținem atât.
pe el. Da. Ok, gaz metane de 550.000 de euro pentru crețul interesant. Neicuțescu, o ofertă interesantă. Johnstone FC, dar nu avem nevoie de el. Ok, aici, pe ăsta trebuie să-l vând eu pe Răuță. Hai să vedem, vin două oferte. Hai să negociem cu ambele echipe și să vedem care îmi dă măcar 700.000. Încercăm așa, un 700.000. Hai să vedem, încercăm 700.000, nici nu vreau să cer 800 sau știu și eu. 700.000 mi se pare ok pentru un jucător care n-a expirat contractul, dar parcă și văd că nu o să reușim. Hai să încercăm vechea noastră tactică cu 999. Bă, măcar au plusat la 30, cred că este asta ce azi ne-am plusat, măcar la 50. Ok, 650.000 de euro, avem o primă ofertă acceptată. Hai să vedem la cealaltă echipă aici, cred că ar place lui să vină așa din Portugalia, știi, prima ligă, nebunie, Arouca. Hai să vedem așa. Hai să vedem, Răuță, ce zici, bro? Ce zici, bro? Vrei să mergi în Portugal, la Liga de Portugal? O, ăștia direct 650.000, oare. 700? 670, ne apropiem, încercăm tactica noastră cu mulți de 9, și 70, bă, asta e, ok, bine, gata, acceptăm, clar o să accepte pe ăsta, adică prima ligă din Portugalia, da, bun, ok, ia uite că deja facem transferuri, ne vin bănuții, super, așa, hai să vedem, am vrut să văd, că știu că foarte puțin, ia stai să că vă și arăt, foarte, foarte puțin jucători free agent. Eu mă gândeam că eu stai să vezi, că îmi transfer free agent de ăla, de aia. Dar e sărăcea, adică la goalkeeper e doar unul. Dacă mă duc pe defense, e așa, o pagină micuță. De fapt, stai să-i dau, să caut și la Fiola, că în momentul de față chiar o ducem rău. Ia și pe ăsta. Dau cât mai mult scout la de ăștia, că... Dacă e să zicem așa, bă, poți face bani frumoși din ăștia liberi de contract. Și mai mult ca sigur, asta vrea și Dinamo, asta face și Rednic. Rednic, desigur, un expert în treburile astea. Da, bun, hai să încercăm să cumpărăm cea free agent sau cel puțin să văd cât timp mai avem, mai trebuie să aștept până, desigur, se termină acel scout. Deci, transfer hub... Haide așa, mergem după echipe, să căutăm așa un free agent, nu cred că au terminat scouterii de făcut. Într-adevăr am pus mulți români aici pe listă, că desigur doresc să văd, să fac transferurile aliste, opa, stai, cancel, am dat de prea multe ori back. Ok, hai să mai simulăm așa câteva zile, mai ales peste aceste meciuri și da, de mai termină și scouterii. Măcar să știu așa salariile respectivilor free agents ca să nu... Opa! Așa, Răuță l-am vândut la Vizela. Uite, care a fost la prima ligă din Portugal. Ok. Interesant. L-am vândut și pe Crețu. Vine ofertă pentru moldovanul care desigur vei da reject. Hai să vedem ce mai vine aici. Loan to buy pentru Măgurean de la Northampton. Dar nu, și dacă îl dau loan, nu. Mi-ar place să te dau loan în Liga I României, care, na, practic ar fi, na, ca și real. Da, bun, am mai simulat câteva zile, a venit și acum, iau, uite, în sfârșit pentru ăștia free agent, sper că nu i-au vânat alte echipe. Așa, din nou, hai să spunem așa. Într-adevăr, mulți încă nu i-am pus pe scout, de-aia vedeți, așa cum se întrebări, îmi place foarte mult de când au implementat ăștia din FIFA faza aia că pot să dau scout, știi, de aici, din shortlist, ador chestia aia. Și i-am pus acolo shortlist ca să nu tăti caut ca nebunul de fiecare dată. Bun, deci avem așa, îl avem pe Adam Lang, care într-adevăr n-o să bată de-asta limita legală a vitezei, dar într-adevăr este un jucător care a fost și la CFR Cluj, ce este destul de interesant. Ar fi portarul ăsta Ștefan Marinović, hai să vedem cum arată Marinović, din Noua Zeelandă. Îmi place că nici nu e chiar așa de bătrân, deci hai că îl luăm. Hai că nici nu e așa de bătrân, acolo, pac, știi cum zic, portare oricum tot timpul avem nevoie, acolo e jale. Hai să vedem pe 3 ani. Uite așa, foarte bine, disregard. Aaa, vezi, nu.
Nu lucrăm cu release clause-uri. No, no, no. Ok. Îmi place cum agentul lui așa da cu mâna. Bă, șeful, dar nu vreau release clause, eu vreau release clause. Da-și, mă, pulă, că ești free agent, nu te ia nici naiba, nici să culegi cartofi. Ce-ți trebuie, ți-am? Și acolo, ascultă-l pe domnul. Știe el ce zice, bă, boule. Hai că-ți dau 14.000, să nu, 2.500 salariu. Uite, zgârcit. 3.000, ok, bine că nu a turbat pe aici. La 30.000 signing, bro, stai un pic, că vii la Dinamo, bă, nu la FCSB, n-avem noi atâția bani. Oh, îți dau 25 și 3.000 salariu. Oh boy, 3.300 și 29.000. Ok, hai fie, avem nevoie de un portar, iar tu ești la fix. Super, hai să vedem dacă este mai bun ca și Iliev. Poate că nu, poate că da, ce contează, avem un portar șmecher de rezervă. Desigur, era și Eșanu aici ca și portar de rezervă, dar dacă îl comparăm, este logic o diferență foarte mare și poate creșesc pe Eșanu să-l împrumut. Dacă îl comparăm cu Iliev, asta e un pic, ia uite, la diving, la handling, așa, reflexe sunt la egalitate, positioning-ul, așa, oarecare, nu-mi arată și genul înălțimea, care mai înalt sau care mai așa, poate că nu vedem aici, da, hai. Îl punem atunci pe omul nostru aici. Așa, ieșim de aici. Și aș avea în felul următor. Fie să-l vând pe Iliev și atunci mai scot de un bănuț. Știi că ăsta cred că îi cost, da, 600.000 de euro. Oho. 29 de ani și așa poate îl păstrez pe Șanu ca și rezervă. Sau mai degrabă să-l împrumut pe Șanu și da de evoluează și atunci îl păstrez pe Iliev acolo încă un sezon. Da, da, cred că așa facem. Îl dau loan pe Șanu, da, de prinde un loan de ăla bun, știi cum zic, și facem treabă. Continuăm pe transfer list, din nou vreau desigur să mă duc, dar voi folosi mouse-ul de data aceasta, să nu vă mai țin aici în suspans. Într-adevăr, mi l-au luat pe ăla, mă, era unul tot ungur, LM parcă, unde-i? Ai, bro, mi l-au luat ăștia, bă, mi l-au furat, care mi l-au furat? Că era super șmecher. Stai unii, stai că îl găsesc eu. Kinderich Poșcal, Boluț. Ia la Roland Varga, ăsta era. Ai, ce păcat, uite ce stats-uri faine avea. Dar oricum i-a dat 8.000 de euro salariu și 31 de ani. Da, asta este. L-am scos de pe listă. Hai să vedem atunci ceilalți jucători free agent care au mai rămas. Este Fiola și Lang, Fiola garantat, avem nevoie de un RB, nu știu ce-i drept, ce salariu să ofer, sper să nu fac vreo prostie și cu Adam Lang, nu știu, să le iau acolo hăpt așa de surplus și vom vedea ce și cum și cum și poate reușesc să-l vând și, barna. Hai să dăm 3 ani, uite așa, ok. Da, fără riscos, vă rog, ziceți-mi voi cât vreți salariu, vă rog, fuck. Ok, oare cât poate să fie? 2.500 sau 3.000 de euro? Hai să-i oferim 3.000 de euro și la semnătură 20.000 de euro. Ok, am fost aproape. Bun, măcar nu i-am enervat. Ok, îți dau 4.000 de euro salariu, dar atunci signing bonus ia mai scade tu de aici la 30.000. Perfect. Bun, 4.000, ăla-i. Fiola, bine ai venit la echipă. Deci doi jucători, free agent, într-adevăr Sorescu desigur o să fie striker, cum vă și spuneam. Și atunci, uite, îl punem acolo pe Fiola. Stai să vedem așa, o să fie Fiola aici râbul nostru. Sorescu numai să termine desigur să fie striker. Fiola, într-adevăr, n-o să doboare viteza legală pentru că... E Fiola. Dar da, într-adevăr, are stats-uri chiar foarte ok. Este un râb defensiv. Știi, bă, 70 pace, are un pic de agility, un pic de shooting, iar și stamina, progression. Dar, ia uite, 71-69 la standing și sliding tackle. Foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine. Acum, desigur, vreau să mai simulez așa câteva zile și, desigur, vom vedea... Să vedem exact după aia ce se mai întâmplă. Uite, am reușit să câștig miraculos cupa asta amicală. Scuros dacă ne dau niște bănuți. Ok, hai să vedem dacă mai reușesc să mai vedem niște jucători. De aia nici nu vreau
să fac așa rapid transferul dreapta, stânga, stânga, vreau să păstrez cât mai mulți bani, să-i adun și după care așa știi să fac un transfer de la așa, pac, de primă echipă. Bun. Hai să vedem dacă reușim măcar 400.000 de euro, fiecare bănuț contează în momentul actual la Dinamo, logic, nu? Ai, un picuț mai plusează acolo, bro. 370, hai. Yep, perfect. Perfect, fiecare bănuț contează. Vine ofertă de loan pentru Amzar de la Warta Poznań. Bine, clar, ești cea echipă din Polonia. Bă, ce-i drept la 5-6 overall, nu știu cine ar putea promite că să fie titular. Da, hai, accept acest loan. Hai să de bine. Dar bun, clar o să-mi trească un mijlocaș. Un mijlocaș aici în locul lui Borcea. Culmea, Dinamo nu are mijlocaș. Dacă vă uitați și voi împreună aici, da, era Răuță CDM, era Itu care era loan, dar eu l-am trimis înapoi acasă, că, na, eu nu lucrez cu deștia loan. Și, da, foarte bine. Ia uite, l-am pus acolo pe Sorescu, deja nu dă minus la overall, că, na, cum face training să fie ST, Dic Sorescu ST. Omul nostru, ce să mai... Super. Deci o să-mi trească acolo un câmp, cred eu, că o să fie cea mai bună decizie. Mai avansăm hăpt un pic, dar deja am reușit să strângem cea bănuță acolo pe transfer, ceea ce mă bucur foarte, foarte, foarte mult. Uite, așa, mai vin cea oferte, sper eu că da. Au terminat scouterii, super, mă rog, scouterii noștri, săracii cu licențe luate în Moldova sau ceva de genul, de ieftin. Locking for options, uite așa. Bun, deci hai să vedem, hai să mai facem așa un transfer pe sfârșit de episod aici așa. Trebuie, cum am spus, să fie un RB, dar mâine îl avem pe Fiola, mă mai gândesc ce și cum văd eu, ce și cum facem. Un câm îmi trebuie, neapărat un câm acolo, un câm de calitate, să zic așa. De ce frumos sună așa, de calitate. Mi-ar place poate Hanca, dacă ar putea să fie câm și facem marea revenire de la 29 de ani, nu știu dacă o să putem să-l reprofilăm foarte repede pe poziția respectivă. Azi de Cârjan ar fi, ui, nu, ok, Itu costă cam mult, dar ar fi o idee, dar 2 milioane să dau pe el, auci, ar fi foarte tare să-l aducem pe Nistor, sincer, ar fi mișto, dar la 33 de ani să dau pe jucătorul ăsta 1 milion, ca apoi știu și o să îmi involeze și așa mai departe, e un pic nasol, dar pe de altă parte, știi, așa, practic e un transfer, cum să zic, este un transfer mai mult cu sufletul decât cu așa, chiar dacă unii ar zice că a trădat-o pe Dinamo mergând la Craiova și așa mai departe. Într-adevăr a fost un hate foarte mare pe Nistor, încă rețin când s-a transferat la Craiova, cred că așa atunci am făcut acest remote cu Dinamo și mulți mi-au zis, bă, vinde-l, fă-l, du-l, dar știi cum e, hai! Eu am să-mi asum această răspundere, chiar dacă pe unii fani Dinamo poate că o să-i deranjeze respectivul transfer, pe alții poate nu. Am să fac acest transfer. Pentru că Dinamo, cum să zic, chiar dacă a luat o decizie mai discutabilă, mai rea, mai bună, nu știu, n-are rost să discutăm, hai să lăsăm așa. Desigur, totuși, Este un om care a reprezentat Dinamo, este practic, cum să zic, când zici Dinamo, te gândeai la Nistor și mi-aș dori, desigur, să revină înapoi capitanul nostru. Oh, ok. Am încercat să dau sub valoarea lui, având în vedere vârsta, dar, da, se pare că nu. Craiova ține tare de acest jucător și n-aș zice că ne surprinde, desigur, decizia lor de a-l ține pe acest jucător așa mai cât mai aproape. Dar da, trebuie neapărat acest jucător pe CM și nu, în culmea nici eu nu prea am găsit așa mulți pe CM. Poate Casa, poate Cârjan, poate ia, uite, Dulca, dar zice că este prea important clubului să-l vândă, așa ar fi interesant, 22 de ani, sau poate finalizez cu Itu, că dacă o luăm așa,
Aia, practic, cam același preț cu Nistor și măcar cu Itu, știu că este tânăr și mai mult ca sigur va și evolua. Adică sper că ne va evolua. Hai să vedem, hai să oferim atunci un transfer offer și pentru Itu. Începem cu 1 milion, ceea ce pentru tine să oferim noi Dinamo 1 milion, auci, e mult. Dar nu. 1 milion, rotund și scurt, 1 milion vă ofer. Hai de capul meu, 1.600.000, hai de bă ce freu, 1.100.000, hai. Mai scoate așa din buzunar un pic. Ai de capul meu, 1.150.000, stai, știi de ce? Că aici, bă, să dai la semnătură X bani, te doare. Hai, fie. 1.300.000, având în vedere că este un jucător foarte tânăr, 21 de ani, și deja este cotat la 1.800.000, putem să rotunjim 2 milioane și o să le iau cu 1.300.000. Eu zic că facem o afacere foarte bună aici în achiziționarea acestui jucător Itu. Așa. 4, hai să încercăm 5 ani. Să vedem și la contract dacă putem să fim șmecher și să-i mai reducem din salariu. Oh, automat au spus ei că vor un salariu mai mic. Să trăiți. Eu vă dau mai puțin că știu că o să plusați că v-am scos bonusul ăla. Nu! Ai, bă, ce agent împit are și Itu. Aoleu. Asta este. Va trebui să așteptăm o săptămână și să reintrăm în negocieri. Așa, am mai avansat o săptămână. Hai să vedem. Vin o grămadă de oferte. Amzar a fost așa, da, loan ăsta așa, bun, vine pentru Ekman o ofertă, dar am zis că nu, că ăsta-l păstrăm. Vine ofertă pentru Ricardo Grigore, care iarăși vrem să-l păstrăm. Și vine ofertă pentru Sorescu, care ia ghicișe și pe ăsta-l păstrăm. Deci au venit oferte fix pentru cei trei jucători pe care eu clar nu vreau să-i vând. Bun, data trecută a trecut deja un episod, o săptămână or some shit. Da. Scuzați. Bun, hai să vedem. N-ați mai făcut boilor ceva așa, scouting? Ia uite, trebuie să... Aoleu, iar am dat back de prea multe ori. Trebuie eu să, într-adevăr, să-i mai pun pe scout pe câțiva. Hai că o să încercăm și cu Hanka. Dar aș vrea să risc. Aș vrea să risc și cu Hanka, că și el este chiar un, el chiar e un dinamovist. Hai să încercăm cu Hanka, să vedem dacă îl putem readuce la Dinamo pe inegalabilul Hanka. Bun, hai să vedem din nou aici dacă putem să oferim așa sub prețul lui. 1.200.000, ok. Hai să oferim atunci 900.000 de euro. Ok, tot 1.250.000, interesant că aveți așa parcă fix prețul, 1 milion. Wow, ăștia chiar nu reduc nimic din acel preț. Hai că dacă... Na, ok, asta este, acceptăm. Acceptăm atât, da, asta e ce căcat să zic. Poate mai bun era Itu, dar na, hai să vedem Itu, da, într-adevăr e tânăr, e alea, dar Hanka, na, iarăși, alegem cu inima aici. Ok. 2 ani, hai să fie 3. 3 ani, bun, disregard, da, hai mai repede, așa. 2000 de euro salariu și 30.000 la sănătură, ce zici, bro? 2500, da, ar fi o idee, numai fără bonusul ăla. Este, gata, Hanka, bine ai revenit la Dinamo. Ăla-i, avem nevoie și de oameni de ăștia, așa, știi cum zic, cu istorie, cu prestanță la Dinamo și Hanka este unul dintre acești jucători. Bine ai venit, Hanka, bine ai revenit. Hai să spunem așa mai frumos. Bun, hai că-l punem aici. Hanka, uite așa și atunci să dau back, să dau la squad și să căutăm aici unde este omul nostru Hanka, să vedem dacă îl putem evolua pe KM, dacă nu, na, o să fie acolo. Când 162 de săptămâni. Ok, am luat țeapă. Îl facem RV și atunci el va fi RV acolo cu Torje. Că Torje totuși e bătrânel, știu și eu. Acolo, Hanka, Torje, știi cum zic? Sau mai degrabă îl fac pe Torje înapoi LV și atunci este Hanka RV și Torje LV. Păi, nene, măi, uite că găsesc eu soluții la toate. Dar să vedem în cât timp vrea Torje să fie LV. 2 săptămâni.
perfect, am rezolvat problema și torci oricum, cum este dreptaci, e mai bine. Ok, bun, Hank acolo, perfect. Și atunci tot ne trebuie un CM și poate că lăs asta în mâinile voastre. Ce ziceți în comentariile mai jos să-mi scrieți? Pe cine vreți? Pe Nistor, având în vedere că este, na, hai să-i spunem o legendă a Dinamo, să-l readucem. Sau Itu, care practic este mai profitabil, mai bun de viitor, mai, cum să zic, o investiție cu cap. Sună așa mai frumos. Da, bun, hai, ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa, pa!